Ce? Ce-i cu tine? Stau așa, pregătit să fug. De ce, mă? Dacă mă atacă cocoșul Răzvane. Nu e... Bună dimineața, Mariana. Vezi că e microfon acolo. Nu-l pune acolo, că o să cadă. De ce nu am pus Alex la valieră? Dacă are de condus și cocoșul. Alexandru! Uite, nu aud acum. Să nu cadă cocoșul și mai ales să nu... Auzi, dă-l jos, te rog eu frumos, că data trecută capra... Nu, lasă-l sus, lasă-l. Îi place jos, vezi? Lasă-l, pune-l acolo, pune-l înapoi pe... Lasă-l. Ok. Zice că lucrează acum la pune un album. Pune-l înapoi sus, Mariana, că o să-l pierdem. Nu, că se... Păi, canapeaua mea, bă! Lasă-mă-n pace! E pe partea mea, poate să se. Oi avea și eu noroc la bani, cum ai și tu. Doamne ajută! Bă, dar ce te roade pe... Haideți să revenim la Mariana Calfa a cântat piesa cu Moldoveanu, se... Uite, deja a făcut. Vezi dacă făcea pe canapea? Ana, nu făcea, că e civilizat. Vezi de treabă. Noi așa am debutat în televiziune cu un porc. Într-o lună decembrie. Eu am cântat, cântă și tu, da? Hai, două, trei și... Poate vorbește limbi străine. Lasă-l un pic că se obișnuiește el. Cocoșul are ceasul total dereglat. Mariana, nu știu dacă știi cât ai fost tu în față. Cocoșul a cântat de vreo 60 de ori. N-are ceas. E clar, e pe alt fusorar, pe America e. Să vorbești la microfon, te rog. E programat cocoșul meu de acasă, dar el n-a putut să facă diferența între hol și platou, așa că a cântat deja acolo. A, era programat de acasă. O să cânte și aici, că mi-a promis mie, mi-a șoptit la ureche. Lasă liniști și dar de ce ai venit cu... Eu înțeleg că se poartă mai ales când îți dai cu părerea despre modă. Mai greu cu școlile, dar... Este animalul tău de casă, animalul cum ar de petul tău? Da, l-am de 13 ani, eu iubesc și păsările. Ăsta are 13 ani, cocoșul ăsta? Da. Și a scăpat de zeamă de cuțit? Da. Păi înseamnă că face el ceva bine. Cântă la ore potrivite. Corect. Bănuiesc că nu te trezești de din somn. Păi nu mai pun ceasul să sune, deci când cântă cocoșul, da. Îl pui de cu seara. Da, dar mă trezește când vreau. Când nu vreau să mă trezesc, poate să cânte de 10.000 de ori, că tot nu mă trezesc. Zi-mi, te rog, că n-are nume. Are nume? Bineînțeles. Cum îl cheamă? Numele de scenă este Fernando, dar numele privat, Costică. Cheamă Costica, cu 13 ani. Da, Costica. Hai, așa. Costica. Dar numele lui de scenă este Fernando. Fernando. N-am mai văzut cu cocoșa atât de blând, să știi. Abba, te rog frumos. Abba, Fernando. Aude melodiile preferate. Ce melodii preferă? Multe, dar... Din ce arie, măcar? Din ce spectru? Și ce face când aude? Lady Gaga, de exemplu. Îi place Lady Gaga. Când aude, începe să cânte. Dacă nu i-a spus melodia, încă nu a început să cânte, dar o să cânte. Mai stă puțin să se obișnuiască. Deci cântă și el a cântat pe hol, a crezut că acolo e platou, dar se obișnuiește și aici, că el e foarte prietenos. Da, spune că sunt plastic. Costică. Plastic, plastic. Da. Hai, da. Costică, bine. Bine ai venit, Costică, bună dimineața, încă o dată. Ce s-a întâmplat cu capra? Să vorbești la microfon. Ce s-a întâmplat? Să mănânce de corul. Lasă, nu e o problemă, că mai avem altul. Să nu îi rămână în gât. Nu are cum. Pentru Fernando, care e de fapt Costică, ce-am pregătit? Dă-mi un pic mai... Ia uite. Iată. Cum zice colegul nostru, Mistențu, ca creasta de cocoș. Dă-mi un pic mai încet, da. Ce s-a întâmplat cu capra? Cum o chema pe capră? Care dintre ele? Că am mai multe. Cleopatra și Eva. Am două acum. Păi nu, aia de... Care am avut și un țap cândva. Da, cu aia am venit. Da, e Cleopatra. Dar auzi, unde le ții tu pe toate astea? Am în spatele castelului un loc și am și în față niște cuști și le țin. Și în față și în spatele plimbe. Și crește animăluțe acolo? Eu iubesc animalele și fără ele n-aș fi atât de fericită, n-aș avea atâta energie, n-aș face atâtea lucruri. Câte animăluțe ai? Ia să le numărăm. Mai am 85 de găini, adică 15 cocoșei și restul sunt picuțe. 85 de găini? Da, da. Pe bune? Majoritatea sunt primite. Acum 3 zile am primit 3 găini și un cocoșel. Adică și iubita lui printre... Ia uite cât se prinde.
Am înțeles. Cum o cheamă pe iubita lui Costica? Dar nu te supăra, la 85 de găini mi se pare că ai o mică avicola la tine în curte. Adică e mult, e mult totuși. Dacă aș avea 85 de găini, cam câte o dă o găină pe zi, Dani? Unu, două? Păi unu pe zi, cum? Cum, unu pe zi? Păi câte să dea? Dar ce-i doar... vacă să o mulci de două ori? Unu la două zile? Care ești, mă? Bă, tu ai albine, ce te bagi la găini? Ia uite, Ionuț Tuparu, s-a trezit ăsta. Un ou la două zile? Un ou la două, păi poate la voi aici în sud, bă. Întrebați la noi, la vest... noi... Bă, băiatule, numai gemeni faci. E foarte gemeni, simpatică. Tripleți, da. Costică e foarte simpatic. N-am Fernando, știu că ești... Fernando. Pe scenă, Fernando. N-am știu că ești așa o iubitoare de animale. Mariana, noi îți mulțumim n-am că ai venit. N-am știut? Eu fac asta de la 6 ani, de când am avut prima mea pisică personală. Care se numea Ramona și am avut-o 2 ani, după care mama mea a adus-o departe de casă ca să nu iau păr, să nu mă îmbolnăvesc și m-a mințit că a murit. Și de atunci am suferit vreo 20 de ani până am avut casa mea și până am putut să am pisica mea în casa mea personală. Și de atunci am zis că vreau să am animăluțe câte vreau și am. Și bine, am, simt nevoia să am mai multe. Colegul nostru, Michi, care a lucrat aici la Crevedie, a fost consultant o lungă perioadă de timp. Da. A aflat, consultând... Sunându-și un coleg de facultate, că o găină trăiește între 5 și 10 ani și ne întrebam toți cum a ajuns ăsta la 13 ani. 13 ani. Ei, are viața bună, a avut are viața și bună. Pintenii foarte... Adică... Uitați-vă, da. După asta trebuie să ne dăm seama cât de mare e pinte, nu? Pentru că în rest penele nu spun nimic. Tu îți dai seama că noi stăm la televizor acum și vorbim de un cocoș, nu? Da. Care a cântat de vreo nu știu câte o ori emisiune... pe cod. Răzvane, sunt emisiuni la care chiar cocoșul prezintă. Noi măcar vorbim. E foarte simpatic și ce mă... Da, da. Ce mă dă peste cap este că n-are teamă de a socializa. Adică, uite-te, se uită fix în ochii noștri. Păi acum la unul merge la o cafea. Se obișnuiește cu platoul și după aceea începe să cânte până vă plictisiți. Ah, ok, este. Da. Deci o să cânte mai mult decât noi toți pe ziua de astăzi. Mariana, mulțumim tare mult să ne vedem cu drag pe online. Pentru piesele voastre. Nu știu, dacă vreți să știți cum să adunați mai multe puicuțe acasă, eu zic să o căutați pe Mariana, dați o întrebare online. Hai să-l induc în eroare. Luăm pauză, ne vedem Costică. În câteva... Ne luăm în câteva Costică. Momente rămas bun de la dumneavoastră. Pauză. Răsuflă de 3 ori.